Sunt în contact cu dispoziția articolul 133 al neatul 1 litera A, articolul 134 al neatul 1 litera A, respectiv articolul 96 al neatul 1 litera A, vede în urmăța de urgență a guvernului 1.6 al 2019, privind contabilitatea, care dispoziție primar numărul 6657, a fost invitat să participați la lucrări ședinței ordinare de astăzi. Așa. Din cei 11 consilieri locali, în prezent 10, domnul Moise Cosmin este în concediu de vreme, deci nu este în țară. Așa, după ședință, participă de consilieri și reprezentanți ai instituției care au proiecte de hotărâri pe ordine de zi. Așa. Având în vedere prevederea articolului 38 al anului 15 din ordonanța Guvernului 57, prin codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal în cadrul asemănătorilor. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, procesul verbal a fost adoptat în unanimitate din vot. Acum, vă rog domnul Slatovac să preia funcția de lucrări. Da. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. De a citirii ordinii. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de proiect tip rezidențial a persoanei cu handicap. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul a fost hotărât este însoțit de raport și compartimentul de specializare și referatului de aprobare al primarului, comisii care avizează cele trei comisii. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării bugetului veniturilor de cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2021, conform contului și execuția bugetului local la 30.06.2021. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specializare și referatului de aprobare al primarului. Comisia de avizare sunt cele trei comisii. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al trimestrului 3 al anului 2021 și lista de investiții. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit la raportul compartimentului de specializare și referatului de aprobare al primarului. Comisii de avizare, cele trei comisii. Proiect de hotărâre privind transformarea drumului numelui folosit drum comunal DCL50 în drum comunal DC182A. Inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specializare și a referatului de aprobare al primarului. Comisia de avizare sunt cele trei comisii. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude către Societatea Comercială de Legaz Grill S.A. a unei suprafețe din 9 metri pătrați, teren domiciliu public, în domeniul public, în vederea realizării lucrărilor de execuție de țări electrice locale Ardeoan, Comuna Ardeoan, de sub Bacău. Inițiator Victor de Acord, domnule. Proiect de hotărâre este însoțit cu raportul compartimentului de specializare a referatului de aprobare al primarului. Comisia este avizată de cele trei comisii care s-au vizat. Dacă sunt alte proiecte de hotărâre introdus în ordinea de zi, dar nu cred că sunt alte. Supunem la vot aprobarea ordinii de zi, format prezent de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de proiect de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin, îi impune încredere.
dacă ia cineva locul de la... Comisia numărul 2, domnul Bogdan Macadan. Comisia vizează favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa Gelit. A, fiți favorabil. Mulțumesc. Dacă dorești cineva să ia cuvânt. Acum. A, la urmă. Azi, gentilmentul doamnă Laura Rusu. Vine acum. Serios, bine. Numai, da. Bine. Mască, ești pe camera. Da. Da, am spus de la domnul. Dăm cuvântul doamnei Rusu Laura. Bună ziua! Prin adresa 3290 din 18.03.2021, Consiliul de Țean informează că Direcția Generală de Asistență Socială, Protecția Copilului, solicită anual aprobarea prin hotărâre de Consiliul Județean a costurilor medii pe beneficiar. Prin adresa 7937 din 1-7, transmisă prin Direcția Generală de Asistență Socială, a fost transmis contractul de asociere pentru a fi aprobat de noi. Prin adresa 11.563 din 28.6, mi s-a înaintat hotărârea Consiliului Județean, prin care s-a aprobat costul pentru persoanele aflate în centru. Noi am mai aprobat luna trecută, încă o dată, cât este cotizația atât să suportăm noi pentru persoana aflată în centru. Acum ei au aprobat costurile anuale și ne-au impus să mai aprobăm încă o dată. Ei spun că în practicile anilor anteriori am plătit 35%. Noi anul trecut am suportat 15% din sumele care sunt aprobate de ei ca și cost anual. Deci anul trecut am plătit 15%. Din câte știm, au fost consilii locale care nu au aprobat nicio cotizare. Este la latitudinea consilierilor cât să aprobă din... Deci, până acum a fost 35%, că eram obligați cumva de Consiliul Județean. Dar au fost probleme cu Curtea de Conturi, prin care nu au voie să ne impună nouă, ca și Consiliul Local, să plătim 35%. Și acum au spus, printr-un articol, că așa s-a practicat anii trecuți și să mergem pe aceeași... Dar anul trecut mai am plătit 15%. Atât s-a aprobat. Și mi s-a solicitat încă o dată să aprobăm contractul, fiindcă ei debeau au aprobat costurile. Au mai aprobat toată contractul, ei au aprobat costurile și acum trebuie să-l trebuie de iar aprobat de noi. Și nu a fost mulțumit cu 20% cât am aprobat. Deci nu. Deci ei ne-au trimis întâi contractul prin alte adrese, dar ei nu și-au aprobat costurile anuale. Costurile anuale au fost aprobate de Consiliul Județean luna trecută. Și iar trebuie să aprobăm, iar noi contractul conform costurilor aprobate de ei. Acum, prin că ei ne-au trimis contractul să-l aprobăm, dar nu aveau costurile aprobate în Consiliul Județean. Acum au aprobat costurile și iar trebuie să le aprobăm noi cotizația noastră. Acum, Consiliul Local stabilește cât este cotizația. Deci, nu este impus nici 35%, ei s-au referit că practicile anilor anterior au fost 35%. Noi am trecut, am plătit 15%. Și dacă am plătit anul trecut, deci propunerea 30, acum se spara cu nea la altă viață. Adică, deci sunt nu trebuie să intru părătoare, dar nu trebuie să intru părătoare. Haideți să lăsăm politica la o parte, exact. Deci, dacă nu ajungeți la o înțelegere, facem proiectul de pe ordinea de zi și îl punem la o dată... Haideți să votăm, 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 cine este pentru, cine este votat. Haideți să votăm, de acord că am propus eu. Bun, cât sunt? 6. Asta am propus eu, nu da. Noi am propus 30%. Nu, a fost 4. Nu?
prin gradii. Nu mai vorbim comisie, că nu s-o trebuie. Aici e plenul. Gata, s-o vorbim și de cum i-am propun 5 pe la 10 jumate, din 35 și 5. Dumneavoastră nu propuneți 5 la 100. Dacă era 5 la 100. Era 0. Era 0. La 5 eu am propus-o, ca în ziua. Acum am scapat-o, dar cred că am scapat tot din. Foarte bine. Așa. Deci propuneți 5 la 100, da? Da. Sau propun. Supuneți... Da, supuneți la 100. Cine este pentru? Deci 6 pentru. Da. Și împotrivă sau abținere? Cine este împotrivă? Nu abținere. Deci abținere. 4 abținere. Da. Obiecțiuni? Are cineva? N-a citat. Trece la următorul punct de ordinea de zi. Proiect hotărâre privind aprobarea execuției bugetului venitului de cheltuieli pe trimestrul 2 al anului 2021, conform contractului de bugetul local la 30.06.2021. Avizi așa. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin Dara. Domnul Bogdan Macadam, comisia numărul 3, comisia numărul 3, domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamna Jigău Narcisa pentru prezentarea raportului de specializare. Da. Conformitate cu prevederile articolului 49 alineat 2 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în aprilie, iulie, octombrie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, următorul principal decret i-a obligat să reprezenta ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. În cadrul secțiunii funcționale, prevederile bugetare la nivelul trimestrului al doilea al anului au fost în valoare de 1.364.050 lei, încasări de la 30 iunie 2021 1.976.629,67 lei, realizându-se un procent de 144,91%. Dacă vreți, dăm citire și fiecare indicator. La cheltuielile secțiunii funcționare, prevederile la nivelul trimestrului al doilea au fost în valoare de 1.644.500 lei, cheltuieli efective 1.091.359,19 lei, reprezentând 66,36%. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la 30 iunie este în sumă de 885.270,48 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, planul la venituri a fost în valoare de 469.520 lei, încasările realizate 241.587,95 lei, reprezentând 51,45%, iar cheltuielile secțiunii dezvoltare, prognozate în buget, au fost în valoare de 987.710 lei, cheltuieli efective la 30 iunie 241.587,95 lei, reprezentând 24,46%. Dacă doriți, pe fiecare indicator, în față, cât a fost... Punem la vot proiectul de... Dacă dorește cineva, ție guvernul. Cine este pentru? Potrivă? Abține. Se trece la următorul punct de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 al anului 2021 și lista de investiții. Avizii favorabile. Comisia numărul 1. Comisia vizează favorabil. Comisia numărul 2, domnul Bogdan. Avizii favorabile. Comisia numărul 3, domnul Popa Gheorghe. Dăm cuvântul doamnei Jigău Narcisa. Având în vedere raportul de specialitate 4807 de 16.06.2021 privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 3 al anului 2021, întocmit ca urmare a constatărilor din cadrul misiunii de audit din perioada 24 mai 25 iunie 2021 a Camerei de Conturi Bacău, creșterile veniturilor față de prevederile bugetare inițiale conform încasărilor înregistrate la 30 iunie 2021, virarea sumei de 96,82 lei de către ISC Bacău,
Reprezentăm plăți efectuate în anii precedenți și reparate în anul curent la capitolul 84.030.1 drumuri și poduri. Necesitatea suplimentării sistemelor prevăzute la titlul 20, zonuri și servicii, 70 cheltuieli de capital. Necesitatea cererilor de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare de drum și în cadrul acelui capitol bugetar. În acest dat, modifică rezultatul la care reprezentăm clasamente din secțiunea funcțională către secțiunea de dezvoltare și la listele obiectivelor de investiții pentru anul 2021. Prin prezentul raport, propun spre aprobare rectificarea bugetului local pe trimestrul 3, în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, tot cum urmează. Bugetul inițial aprobat a cuprins la partea de venituri suma de 3.498,87 lei, influența la rectificare actuală 17,40 mii, buget rectificat 3.516,27 lei. Influențele înregistrate ca urmare a creșterii încasărilor față de prevederile inițiale. Am intervenit la impozitele în persoane juridice 1,78 lei, taxă judiciară de timbru 6, taxe de timbru 7,67 lei, impozit mijloace transport persoane fizice 2,10 lei, venituri din prestări servicii 0,06 mii, venituri din recuperarea cheltuielor de judecată, imputații și despăgubiri 5,79 mii. Influențele la cheltuieli intervin la secțiunea funcționare 7,40 mii și secțiunea dezvoltare 10 mii lei. Și de valoarea influențelor pe capitole. La capitolul 51.03 autorități executive, secțiunea funcționare, am diminuat creditele aprobate inițial cu suma de 45 mii lei. La capitolul 65.10 alte cheltuieli în domeniul învățământului, am majorat creditele aprobate inițial cu suma de 16,40 mii lei. La carburanți, piese de schimb și foarte bună pentru întreținerea și funcționarea microbuzului școlar, care anterior au fost prinse la capitolul 51. Și la 84.03.01, influență de 46.000, 36.000 secțiunea funcționare, 10.000 secțiunea dezvoltare, la fel la secțiunea funcționare, suma de 36.000 este necesară pentru întreținerea și pentru funcționarea mobilajelor învățătoare. Și 10.000 lei la secțiunea dezvoltare reprezintă lucrări recepționate și realizate pentru obiectivul de investiție, amenajare șansuri, pentru diferența rămasă din contract, încheiindu-se un act tradițional privind renunțarea, rezolvirea acestuia, pentru că se suprapunea cu lucrările PCNI. Dacă dorești să ia cuvântul cineva, supunem la vot. Dacă nu, cine este pentru, potrivă, abțineri. Se trece la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind transformarea denumirii numelui postului drum comunal DC50 în drum comunal DC182A. Aviz favorabil. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2, domnul Bogdan. Comisia avizează favorabil. Comisia numărul 3, domnul Bogdan. Comisia favorabil. Dăm cuvântul domnului inginer, Dinescu. Subsemnatul Dinescu Mitică, angajat în cadrul primăriei Ardealan, vă rog să aprobați transformarea denumirii numelui fostului drum comunal DCD50, drum ce face legătura între satul Leontenești din comuna Ardealan, județul Bacău, și satul Tărâța din comuna Cărdor, județul Bacău. Drum ce se găsește înscris în anexa numărul 2, poziția 10, a hotărârii Consiliului Local, Ardealan numărul 32, din 26.07.2018, privind lista bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunii Ardealan, într-un comunal DC182A. Această solicitare se face în baza hotărârii de guvern 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, astfel încât să fie inclus DC182A în categoria drumurilor comunale clasate la nivelul unității administrative. Deci, înainte, drumul ăsta, că să știți foarte bine, făcea legătura peste drum dintre, și-o schema DC50.
făcând clasarea la nivel de județ a drumurilor comunale, de cele 50 se găsește acum undeva în zona Podul Turcului. Deci ele sunt clasate la nivel de comun, la nivel de județ. Avem pe DCL 182, care face legătura Leon Tinești, de Aluari, care este și 183, și ăsta o să vină denumirea 182A, care face legătura, pleacă tot din Leon Tinești și se duce până în Pârjoara. Cum am făcut data trecută pentru DCL 176, care eu DCL 176 venea de la Bereș la Zlău și pleca la poduri, pe comuna noastră, fiind pe extravilan, nu au un kilometru și ceva. Și a fost necesar drumul care pleacă din DN2G de aici, din sat, și i-am dat denumirea DC, drum comunal 176A. Și în cazul ăsta îi găsim, o să apară și pe hărță din trafic, cutie și absolut tot ce se întâmplă. Cam asta. Da. Dacă dorești cineva să ia cuvântul. Acum nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 10 la următorul punct de ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude care la către societatea comercială de regaz Grid S.A. a unei suprafațe de 9 metri pătrați, terenul domeniul public, în vederea realizării lucrării. Extindere rețelei electrice locale al Deoani, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Aveți din favorabil. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, domnul Bogdan. Comisia avizează favorabil. Comisia numărul 3, domnul Covagiuri. Comisia avizează favorabil. Dăm cuvântul doamnei Grasimescu Luminița pentru a prezenta raportul de specialitate. Urmarea adresei numărul 5372 din 12.7.2021, prin care, în vederea execuției lucrurilor de extindere de rețele electrice localitatea Ardeoan, comuna Ardeoan, județul Bacău, care constă în montarea unui număr de 7 stâlpi din SE10 și 4 stâlpi din SE4, pentru care se va monta conductorul TOSADAT pentru realizarea extinderii, vă rugăm să aprobați constituirea unui drept de uz și servitute către SECE de Gaz Grid S.A., a unei suprafețe totală de 9 metri pătrați, teren domeniu public, la ulița Mori, dacă știți dumneavoastră. Stâlp de energie electrică de rețea de joasă tensiune, număr de 4, și stâlp de energie electrică de rețea de joasă tensiune pentru beton, din beton, care vor forma extinderea rețelei, 7 bucăți. Baza legală pe care terenul aparține domeniul public al Comunei Ardeoan, județul Bacău, este ordonanța de urgență numărul 57/2019, partea 1, privind codul administrativ, articolul 129, atribuțiile Consiliului Local, aliniat 6, care stipulează Consiliile Locale și Consiliile Județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată, locală, ori județeană, după caz, serviciilor publice. Serviciul de distribuție a energiei electrice este un serviciu public concesionat de SECE del Gaz Grid S.A. de la statul român. Legea energiei electrice 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, stipulează la articolul 12 drepturile și obligațiile care decur în autorizații de înființare și din licențe. Lucrările de realizare și tehnologizare are capacităților energetice pentru care se acordă autorizații, precum și activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe, sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autorizației sau licenței. Asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată a altor persoane fizice ori juridice și asupra activităților desfășurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacității energetice, titularii autorizațiilor de înființare, a titularii licențelor beneficiază în condițiile de funcționare și retehnologizare respectiv de funcționare a capacității energetice de următoarele drepturi. Dreptul de uz pentru executarea lucrurilor necesare realizării sau de tehnologizării capacității energetice, serviciu de trecere subterană sau suprafață sau aeriană pentru înființare, desființare de rețele electrice sau alte echipamente aferente capacității energetice și pentru acces la locul de amplasare acestora în condițiile lege.
Menționăm că acordul Consiliului Local al Comunei Ardeoan este necesar pentru obținerea de către societatea SECE Soft Invest SRL autorizată de construire în numele SECE Delegat Filip S.A. pentru executarea lucrărilor extindere rețelele electrice locale toate Ardeoan, Comuna Ardeoan și de sub Bacău. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să supuneți la vot. Mulțumim, doamnei, grațumesc, Luminica. Punem la vot. Cine este pentru? Dacă vrea cineva. Dacă vrea să-i cuvântă cineva, dar nu pentru. Nu. Dacă era ridicat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Dacă să scrie cineva la cuvânt. La diversă. La diversă, păi da, sunt diversă din toate, dar nu. Dar cineva să scrie la cuvânt. E tu cineva? Domnul Vici, domnul de acum. Da, vreau să vă fac eu o informare. Cei care au trecut prin zona Albei Tazăului Sărat la Leontenești, ați văzut că avem un ochelaj acolo care lucrează, dar conform legii, ei nu se lucrează în zona din protecția podului. Deci legea spune că două lungimi a munte și lungimi a val este în sarcina OATV-ului. De aceea propun să închiriem un utilaj, un buldozer, circa 80 de ori, ca să ne rezolvăm treaba noastră. Și totodată legăm lucrarea lor cu a noastră. Și chiar trebuie lucrată în zona de protecție acolo. Da, cam asta. Mulțumesc. Nu mai ai revenit cu tu? Cum? Nu mai ai revenit cu tu? Ca președinție, iată cum. Da, mai e o problemă cu noi care ți-au încă la ele și toată domnul. Am înțeles că ăsta care are magazinul la domnul nou, între cum îi am. În capătul cu noi, bidoane, sticle, într-o căruță și de la rângă e dacă în fața bisericii la ele și pentru ce vorbi domnul. Deci de două ori a fost văzut Săptămâna asta să vorbim. Și vă zic că reclamul campaniilor o frici și întors înapoi. Da, dar nu știu ce duce cu noi, nu predea. La domnul, până la urmă, ne dă două sticle de rame și așa dă un capital de oameni. Sticle, de doamne, nu zic. Odată ce vor fi montate camere, să faci așa un mășchim, mă țin Florin. Care nu, de la Condreție. A, de Condreție, da, da, și el cum ai el. La Condreție, jos? Nu? Să ține de civilizat. Exact. Da, acum spune că dacă a fost văzut, nu o să apoi. A fost văzut diferent, dar acolo nu o să apoi. Eu am apucat să duc un loc, am dus exact în terena mea, acolo curățat numai bidoane, oare am poză, că am făcut și poză, gata. Și m-am dus până la urmă că le-am curățat, ne-am luat ele. Dar trebuie făcut o placardă cu frumos. Nu am aruncat urmai sau ce se poate, cam așa ceva, nu? În decret, da. Montează cam așa. Și dacă se montează camera vedere, se montează o camera vedere, deci se surprinde toată zona aia acolo, pentru că, mă scuzați de expresie, nu mai zic, dar n-au scrupule. Nu se uită. Și e chiar în fața bisericii, care trebuie un pic. Da, da, te uite, nu trebuie neapărat. Da, da. Trebuie să nu poată fi chiar. Cam asta. Dacă mai dorește să iei cineva cuvântul, dacă nu, fiind defurizate toate problemele de ordine de zi, declarăm lucrurile închise acestea.